Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române! Suntem împreună în ziua în care pomenim a treia aflare a cinstitului cap al Sfântului Slăvitului Proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan. E o taină aceasta permanentă descoperire a capului celui care își lasă retezat capul de dragul vestirii adevărului și de dragul vestirii Domnului Hristos. Povestea spune așa că din Evanghelia de la 29 august, citită în 29 august, știm că Irod, la un ospăț cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezător la cererii Irodiadei. Sfântul Ioan, aflându-se atunci în închisoare la castelul lui Irod de la Maherus, unde avea loc și ospățul. Ioan îl mustrava, aduceți aminte, pe Irod pentru viața lui deloc cumpătată. În ura ei de moarte, Irodiada învață pe Salome, aceasta îl ajută pe Irod, într-un fel sau altul, să-și îndeplinească o promisiune față de ea, dar să-și încalce verticalitatea lui de conducător al unui stat. După moartea prolocului, ucenicii au luat trupul, l-au îngropat, dar capul botezătorului a avut, după tradiția bisericii ortodoxă, istoria aparte. El a fost aflat de 3 ori pierdut și de 3 ori aflat. Ultima dată, cea pe care o pomenim acum, e pe vremea Sfântului Ignatie, când în anul 860 a fost adus la Constantinopol și așezat în biserica numită Botezătorului. Pe vremea Cruciadelor, zice prologul, pentru eliberarea locurilor sfinte, francezii, intrând în Constantinopol în anul 1204, au luat o parte din capul Sfântului și, ducându-l în Franța, l-au așezat în biserica de Amiens, unde se află și astăzi. O poveste tulburătoare. Pare că în continuu, în istorie, capul lui Ioan Botezătorul se rostogolește, trece dintr-o geografie într-alta, dintr-un spațiu în celălalt. Ar putea părea o pierdere, când de fapt este o binecuvântare. E o rostogolire a gurii care a vostit adevărul peste toate gurile de iad ale lumii care ne cuprind. Mâine este o nouă zi.